Bună, eu sunt Andreea și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Acesta este al doilea unboxing al campaniei 2 de la Avon. Așa arată broșura, este aceeași pe care v-am arătat-o și în videoclipul trecut. Și o să deschid cutia și vedem ce am comandat. Am avut pe comandă câteva produse, dar mi-am comandat și pentru mine. Am profitat de câteva oferte care sunt în catalogul acesta. Printre produsele care sunt pe comandă a fost acest spray de la Persiv, spray parfumat la 75 de mililitri. Am avut două pe comandă. Un balsam de la Advanced Techniques din gama Reconstruction la 250 de mililitri și un șampon din aceeași gamă. La cantitate uriașă, are 700 de mililitri. Două spray-uri de la Avon Naturals Cocktail Collection la 100 de mililitri. Am avut patru mascara. 3 waterproof și una simplă. Sunt din gama Super Shock. Toate sunt negre, nuanța este black. 3 așa, cum am zis, waterproof și unul simplu. Tot black. Două fiole de la Today. La 10 mililitri. Tot pe comandă am avut 3 am un lapsus. 3 rujuri lichide din gama nouă, crem metallic. Sunt de la Avon True. Două au fost așa, metallic sherry. Și unul metalic violet. Ar trebui să mai fie încă un ruj. Să fie patru. La finalul catalogului găsiți rujurile de la Avon True, cele normale, nu mate, la un preț redus, 2 cu 23 de lei. La fel este și prețul de la Rimmel. Și am avut 4 nuanțe. Iced Coffee, Frozen Rose, Red și Perfect Red. Nuanțele le voi arăta și așa, pentru că nu am cum să le desfac să vi le arăt. Două dintre ele sunt roșii, după cum le spune și numele. Unul este un crem și celălalt un roziu. Am avut pe comandă și două oje de la Avon Pro Color. Nuanța este Blasting Bordeaux. Și o să și desfac ca să vedeți nuanța. Cam așa arată. Este o nuanță destul de frumoasă de roșu vișniu. Și amândouă sunt la fel. Se pare că erau de fapt 3 fiole de la Today și nu 2. Am găsit-o și pe cea de-a treia. Iar eu mi-am comandat, după cum v-am spus, am profitat de această ofertă. La începutul catalogului puteți să găsiți pudrele iluminatoare și bronzante împreună cu o pensulă la doar 30 de lei. Și eu mi-am comandat pudra iluminatoare. De fapt, perle se numesc. Nu știu ce am zis pudră. Și o să și desfac ca să vă arăt. Vine cu un burețel așa. Iar acestea sunt perluțele. De obicei, în catalog, perlele le găsiți undeva la 25
și 2,25 lei, cam așa. Iar pensula pe care am primit-o la acest set este una tip evantai. Nu am la îndemână un farfec ca să o desfac să vă arăt mai bine, dar după cum se vede, chiar așa este. Are perișori așa direcționați în mai multe direcții și vine însoțită de un etui ca să poată să se păstreze cât mai bine. Setul așa a fost 30 de lei, nu știu dacă am spus, și am găsit și o pudră pentru finish-ul machiajului, tot perle, tot de la Aventru. La fel are un burețel pentru protecție și acestea sunt perluțele. Perlele astea sunt, cred că, 23 sau 24 de lei. De obicei, acestea sunt în jur de 27-28 și am zis totuși să profităm de ofertă. Am mai comandat aici câteva cataloge pentru campania viitoare, pentru C3. Catalogul l-ați văzut și în unboxing-ul trecut. Urmează să vă atașez și răsfoirea catalogului acestuia. Nu am avut timp să uploadez videoul. Le dau și la o parte. Am aici un pliant cu Avon Supernova Club. Aceasta este o mini broșură pe care o primesc reprezentanții care au început să plaseze comandă în campania 2, cred că de pe 20, dacă nu mă înșel. Se primește această broșurică în care sunt câteva. Este de fapt un interviu cu Simona Halep, câteva lucruri pe care a ținut să le spună. Pliantele care vin atașate catalogului. Cred că acestea sunt din. E ok, C3. Iar la final am lăsat ceea ce mi se pare cel mai interesant. Aici, după cum vedeți, este cutia albă. Sunt fiolele de la New Skin Reset Plumping Shots. Sunt 7 fiole la 1,3 ml fiecare, iar acest set l-am primit printr-o campanie de la Boostor, o campanie de testare. După cum vedeți, sunteți primii care văd acest lucru. După cum am obișnuit să fac, voi pune pe Instagram și pe Facebook câteva detalii și câteva lucruri despre cum merge campania de testare. Dacă mă urmăriți pe Instagram, sigur veți vedea și la story câteva lucruri despre aceste produse. După cum spun la finalul fiecărui videoclip, eu sper că v-a plăcut ceea ce ați vizionat până acum. Nu uitați să lăsați un like, comentariu și subscribe. Nu uitați să apăsați și pe clopoțel ca să fiți la curent cu ceea ce postez. Eu v-am pupat!